ziua! Doamna Norica Nicolai, fostă europarlamentară ALDE, este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Norica Nicolai! Bună ziua, și bine v-am regăsit! Că ați revenit. Judecătorii CCR au admis săptămâna trecută sesizarea lui Florin Iordache pe completurile de 3 judecători de la Înalta Curte. Ce efecte va avea această decizie? Știu că multă lume se întreabă, va scăpa, nu va scăpa Liviu Dragnea din închisoare? Da, ce ar trebui să înțelegem, practic, din această decizie? Din păcate, în România toată lumea vorbește de independența justiției, dar toată lumea personalizează. Deci, dacă Dragnea a fost personajul care a acaparat toată ura și toată frustrarea publică, acum în continuare utilizăm același personaj. După părerea mea, n-are niciun efect asupra situației juridice a lui Liviu Dragnea. Are efect cu privire la cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești și aici probabil că vor fi motive de rejudecare a acestor cauze în complete specializate, dar e o chestiune pe care puțină lume a semnalat-o cu privire la situația justiției românești. Haideți să ne amintim că în 2004 o lege aplica un spor între 30 și 40% judecătorilor care lucrau pe complete specializate. Deși acum doamna Tarcea ne spune că toți sunt specializați și nu e niciun fel de problemă, dar când a fost vorba de majorarea salariilor judecătorilor, au știut foarte bine care sunt prevederile legale în materie. Sigur, tot ce s-a întâmplat cu completele de judecat, în special în Alta Curte și cu cele de 5 și cu cele de 3 după deciziile Curții Constituționale, concretizează o realitate pentru magistrați. Aplicarea legii este facultativă, îmi pare rău să o spun, dar atâta vreme cât interesele lor sau ale unora cu completele de 5, o singură prezență permanentă înseamnă și o șansă mare de control asupra lor de către alte instituții, iar cu completele de 3, accesul la resurse financiare i-a motivat pe toți să se considere specializați în judecarea faptelor de corupție. E o chestiune foarte delicată pentru că spune mult și despre precaritatea profesională a magistraților, pentru că nu am auzit de cursuri care să le dea șansa să vadă care sunt tehnicile moderne de investigare a unor infracțiuni de acest tip. Sunt foarte multe lucruri care se conexează cu o criminalitate transfrontalieră, adică nu neapărat banala dare și luare de mită, dar ea se poate întâmpla și prin niște modalități mult mai insidioase, prin depunerea banilor de pildă în conturi în străinătate, prin rularea lor prin mai multe firme. Asta presupune pentru orice magistrat o capacitate de înțelegere a realităților economice și de pregătire profesională. Despre asta n-a prea vorbit nimeni, pentru că la fotbal și la corupție tot românul se pricepe, inclusiv unii judecători, și de aceea avem și soluții contradictorii în cauze aproape similare. Dar ce se întâmplă cu dosarele care au primit achitare de la completul de 3 judecători? Avem în cazul Victor Ponta. Da, ele vor rămâne în aceeași situație. Se duc în căile de atac și probabil după ce vom avea o motivare coerentă a Curții Constituționale, pentru că din minute e greu să speculez, putem discuta dacă sunt incidente și căile extraordinare de atac. Adică mă refer doar la contestația în anulare, care la 426 litera D are un text care prevede legalitatea compunerii completelor de judecată. Și aici este o chestiune de legalitate, pentru că din 2000, legea 78 este din 2000, ar fi trebuit aplicată. Și să avem complete, clar specializate, judecători din care să se tragă aleatorul la sorți persoanele care intră în complet. Da. Deci, iată, au trecut 19 ani. 19 ani și de asta spun că cel mai grav lucru pentru mine ca jurist este faptul că legea rămâne în continuare opțională în aplicarea ei. Ministerul Justiției a publicat ieri și rapoartele GRECO. Am văzut acolo câteva observații destul de dure, absolut penibile. S-a revenit la ideea de desființare a secției speciale. Da, de ce se pune atâta monedă pe această... Raportul GRECO este, după părerea mea, unul descalificant pentru instituție, pentru că citează trunchea din raportul Comisiei de la Veneția, care ar putea fi relevantă într-o opțiune juridică în România și care nu are nimic
cu secția de investigare a infracționalității de către magistrați. Acolo ni se cere să o facem operațională, adică să nu o ținem doar într-un birou, să le dăm procurori, să le dăm logistica necesară, să întărim capacitatea de reacție a acestei secții. De ce? Pentru că ani de zile, aproape 10 ani, nimeni n-a comentat despre existența acestei structuri în cadrul DNA. Pentru că ea făcea parte dintr-o arhitectură instituțională și de interese. Acum, teama că toate abuzurile care s-au săvârșit în acea perioadă ar putea fi investigate de această secție care e independentă, este una semnificativă și eu aș corela-o și cu ce se întâmplă în momentul de față la CSM, cu raportul inspecției judiciare. Să nu uităm că sunt 19 anexe secretizate în care s-ar putea să găsim probele care atestă cum a funcționat justiția în România. Toată lumea se ferește să le desecretizeze, dar eu îi anunț că sunt publice, pentru că e un principiu de drept care se cheamă accesorium sequitur principalem și dacă protocoalele de colaborare între SRI și parchete sunt publice, atunci niciun act care este realizat în baza acestor protocoale nu poate fi secret. Deci ar trebui să avem acces. E ca și cum mama ar fi publică, dar copiii trebuie ținuți la secret. Lucrul ăsta e penibil. Trebuie să avem acces, trebuie să ne lămurim odată, indiferent cât de dureros ar fi, ce s-a întâmplat cu justiția din România. Pentru că am o justiție care a funcționat în materie penală destul de strâmb, în materie civilă, în foarte multe cazuri, destul de lent și au nenorocit mult din economia națională. Am o clasă politică intens contestată și cu problemele ei și atunci societatea românească este una dezechilibrată și, după părerea mea, incapabilă să facă față la niște provocări majore cu care ne confruntăm azi. Vedeți o schimbare după rezultatele referendumului pe justiție din 26 mai? Acel referendum a fost suficient de incoerent. Eu aștept să vedem o comisie de stabilirea unei arhitecturii constituționale în acord cu rezultatul referendumului. Le cer public să-l aplice și pe ăla din 2009, mai ales președintele Iohannis, pentru că trebuie să fim consecvenți. Dacă avem referendum care au fost validate de populație, păi să le aplicăm pe toate și mă refer la acela cu Parlamentul unicameral și 300 de parlamentari. În condițiile astea, dacă facem totuși o mini-reformă constituțională, atunci haideți să o facem cum trebuie, că mai sunt și alte lucruri în această Constituție care s-a văzut în timp că sunt discutabile și creatoare de conflicte. Dar rezolvă ceva acest referendum? Nu rezolvă nimic și eu mă tem foarte tare de un aviz negativ al Curții Constituționale, cel puțin pe prima întrebare, pentru că dacă nu avem voie să avem inițiativă populară în materie de chestiuni care țin de fiscalitate, de amnistie și grațiere, nu știu de ce ar trebui să o introducem. Pentru că dacă populația dorește să-și reducă taxele, atunci vine pe o inițiativă populară și spune guvernul este obligat să reducă aceste taxe. Sau dacă dorește o lege de amnistie și grațiere, o inițiază. Deci lucrurile au derapat într-un populism care, vă spun foarte sincer, pe mine mă îngrijorează pentru că el vulnerabilizează funcționarea acestei țări. Și că tot ne-am amintit de momentul 26 mai, știm că ALDE nu a reușit să treacă pragul la alegerile europarlamentare, astfel că nu ați mai obținut un mandat la Bruxelles. Eu știu foarte bine. Ce s-a întâmplat atunci și care considerați că sunt vinovații pentru această situație? În opinia mea, salut această comisie de anchetă. Nu trebuie să investigheze doar 26 mai, ci dacă doriți, din 2009 încoace, lucrurile tot au derapat. Și două lucruri mi se par fundamentale. După 2011, când am avut un recensământ, ca să vedem și noi câți mai suntem în țara asta, nimeni nu vrea să valideze acest recensământ. Și suntem, după statistici, după INS, 19 milioane și vreo 400 de mii de români, dar noi avem tot 18 milioane de votanți, în condițiile în care 15% din acei 19 milioane sunt copii care nu au drept de vot. Deci de aproape 15 ani se jonglează cu 2 milioane de voturi
Nimeni nu vrea să clarifice lucrul ăsta și eu cer guvernului și am solicitat și colegilor mei care sunt parte a cabinetului să luăm atitudine cu privire la această chestiune. Știu că e foarte greu pentru unii să recunoască că nu mai au numărul de populație pe care l-au avut în comunitățile lor, că în raport de asta construiesc bugetul, în raport de asta vin niște posturi în administrația locală, dar totuși să trăiești în această minciună atât de mulți ani și să permiți unora să se imixtioneze într-un proces electoral, mi se pare deja prea mult și prea costisitor pentru țară. Și al doilea lucru pe care vreau să-l remarc, suntem singura țară europeană în care o structură militarizată participă în procesul electoral, ceea ce este inadmisibil după orice standard democratic, inclusiv după standardele Comisiei de la Veneția. Asta permite într-o societate în care tehnologia este absolut avansată și poate să-ți permită orice, să fraudezi voturile. Eu știu că și o serie de chestiuni care țin de organizarea partidului au fost relevante, dar după părerea mea sunt și niște elemente de fraudă care merită investigate. Sigur, asta nu vor mai avea vreo influență asupra mandatelor pe care ALDE le-a pierdut, dar pentru adevăr cred că merită să te bat și din acest punct de vedere aștept o soluție concretă pentru viitor, pentru aceste alegeri care să dea șansa unor participări oneste la vot, pentru că vă mărturisesc că e descurajant. După ani de zile avem dezbateri post-electorale, s-a fraudat, vot multiplu, dar STS, toată lumea trece într-un final. Toată lumea uită după 3 zile și lucrurile continuă în aceeași manieră. Nu te mai duci la vot, pentru că îți dai seama că votul tău nu contează. Și mai ales în prezent, cred că ceea ce propunem ca formule legislative nu sunt chiar cele optime, deși sunt propuse și de coaliție. Eu zic că Constituția României nu discriminează între cetățeni și locul lor de domiciliu. Nu poți să permiți un vot de 3 zile în diaspora și de o zi în România. Nu suntem totuși cei rămași în țară cetățeni de mâna a doua. Ori mergem toți pe un vot de 3 zile în orice proces electoral, ori mergem toți pe un vot de o zi. Și care ar fi soluția pentru cozile ce cozile, le-am văzut pe 26 mai? Noi le-am văzut, întâmplarea a făcut ca la o coadă să stau și eu în alegerile prezidențiale. Cozile sunt, după părerea mea, una din formele de manipulare pe care mulți le utilizează. Am văzut oameni care stăteau la coadă, dar nu votau, aveau răbdare să stea 10 ore la acea coadă și când ajungeau în față să voteze, se întorceau în coadă și provocau scandal. Vedeți, aici nimeni nu vrea să spună un lucru, că noi nu putem extinde secțiile de votare așa cum dorim în străinătate. Sunt state în Uniunea Europeană care nu sunt permis să voteze în altă parte într-un proces electoral național decât în sediile tale diplomatice, ca Germania. Deci aici depindem de bunăvoința autorităților din statele membre și cred că am pornit cumva greșit. Ministerul de Externe trebuie să solicite un punct de vedere tuturor guvernelor în pregătirea viitoarelor alegeri și să vedem cine ne dă voie să avem mai multe secții de votare pe teritoriul lor și cine nu, ca să putem să nu promitem populist tuturor că vor avea loc de și timp de vot. Eu cred că votul prin corespondență bine organizat este soluția. Votul electronic? Votul electronic este foarte dificil de programat în condițiile în care tehnologia nu-ți dă un suport de securitate. Eu am văzut cum hacker bine și inteligenți și bine motivați îți pot paraliza un sistem economic. Deci se poate frauda, se poate frauda oricând voturile. Și în condițiile astea n-are rost să accesăm sisteme de vot care sunt susceptibile de fraudă. Ce veți face de acum încolo? Mă voi ocupa de partid. Nu am ales o formulă de sinecură care, după cum știți, a fost avocatul poporului. Nu mă vi s-a propus această funcție? Da. Dar nu vroiam să ies din politică, pentru că, în opinia mea, oricât de hulit ar fi, oricât de damnat, oricâtă lipsă de încredere ar exista în clasa politică, eu nu văd o altă formulă de guvernare. Nu văd o decizie permanentă a străzii sau a altora decât
cu riscul major de a ajunge la un totalitarism pe care nu mi-l doresc și cred că nu și-l dorește nimeni. Totul este să, ca partidele politice să se reformeze, să caute oameni care pun mai presus de orice interesul comun decât interesul personal, ceea ce, din păcate, acum nu prea e cazul în multe situații, care își pun în slujba comunității competența profesională atâta câtă e. Nu e neapărat nevoie de CV-uri cu colecții de diplome pe diverse chestiuni, ci de un exercițiu practic care să-ți permită să iei decizii. Dacă partidele vor reuși să se reformeze și vor fi mai democratice în interiorul lor, atunci România are o șansă. Dacă nu, lucrurile pot bălti așa cum se întâmplă de ani de zile și, din păcate, efectele nu sunt de dorit. Sau ce nu sunt cele dorite. Ce a decis ALDE cu privire la candidatul pentru prezidențiale? Vedeți, este o mare problemă. Încă sunt discuții în coaliție? Da, se mai pune problema discuții de un candidat al coaliției? Eu cred că ar fi înțelept pentru actuala coaliție să aibă un candidat care să promoveze această coaliție în formula de coaliție câștigătoare. Pentru mine, un episod istoric a fost relevant. Pe mormântul lui Anuar Sadat la Cairo scrie că a trăit pentru principii și a murit pentru orgolii. Dacă această coaliție vrea să învețe ceva, atunci trebuie să lase orgoliile de partid și să găsească o formulă de candidat comun cu un profil de care România are nevoie. Avem nevoie de un președinte nepartizan, echilibrat, care să încerce să fie echidistant dincolo de interesul lui electoral și politic și care să așeze cât de cât această țară, care e în momentul de față măcinată în conflict, în ură, în lipsă de dialog. Toate astea țin de un profil solid de președinte și sperăm că până la începutul lunii august să avem o decizie. S-a stabilit vreo întâlnire de coaliție? Sigur, privire la fiecare partid are întâlnirile lui interne. Așteptăm ca și Partidul Social Democrat să aibă întâlnirile interne și să ia o decizie și apoi să ne conciliem. ALDE îl susține în continuare pe domnul Tăriceanu? Da, pentru că este liderul partidului, pentru că, în opinia mea, dincolo de tot ce s-a întâmplat, domnul Tăriceanu are un profil de președinte. Este un om echilibrat, are experiență politică care îl recomandă spre un alt tip de abordare a instituției prezidențiale. Adică sunt convinsă că domnul Tăriceanu n-ar face partizanatul pe care l-a făcut Klaus Iohannis și l-au făcut și Traian Băsescu. Ar încerca să găsească soluții de constrângere, n-ar privilegia o formulă de guvernare sau alta și atunci lucrurile ar putea să se reașeze, pentru că altfel de 20 de ani tot cărămbolovanul ăsta lui Sisif până sus în munte și îi dăm drumul ca să vină alții să-l ia. Nu se mai poate, pentru că lumea e într-o schimbare pe care nu o percepem, dar este atât de rapidă și de profundă încât s-ar putea să ne situăm la marginea lucrurilor și a istoriei. Multe surse susțin că PSD ar fi luat deja o decizie în persoana lui Teodorovici pentru un potențial candidat. În cazul în care PSD va avea un candidat, ALDE își va menține candidatul în persoana domnului Tăriceanu? În opinia mea, va avea un candidat propriu? În opinia mea este obligatoriu. Deci trebuie să înțelegem foarte clar că ALDE, cu toate riscurile, a făcut un exercițiu de coerență și de loialitate, pentru că suntem singura coaliție care a rezistat 3 ani și ceva, dacă privim în istoria coalițiilor românești, din rațiune electorale sau din orgolii politice, mai toate s-au dus. Cred că țara asta nu va avea șansa să fie condusă de un partid unic, ci în continuare coalițiile vor fi cele care vor domina viața politică, ori dacă nu suntem capabili să ne înțelegem, lucrurile merg prost. Dar noi nu suntem niciun fel datori cuiva. Dimpotrivă, și cred că va trebui, dacă PSD-ul va decide să aibă un candidat propriu, să avem și noi o decizie și ne rezervăm această decizie până la sfârșitul lunii. S-a schimbat ceva în relația PSD-ALDE după Liviu Dragnea?
Este ceva... Eu sper să avem mai multă ședință de coaliție, să avem mai multă coerență în abordarea subiectelor politice, să nu mai venim cu orgoliile pe care, din păcate, multă vreme le-a avut PSD-ul, considerându-se depozitarul adevărului și a soluțiilor benefice. Cred că colegii noștri de la PSD trebuie să asculte mai mult de ceea ce dorim noi, pentru că am fost puși în situația să blocăm multe lucruri care erau greșite și din eleganță n-am vorbit foarte mult de ele public. Dar în momentul de față sunt câteva lucruri la care România trebuie să se gândească, nu neapărat pentru această guvernare, ci pentru viitorul ei. Pe final vreau să vorbim și despre schimbările care au avut loc la nivel european și mă refer aici, avem un președinte al Parlamentului European, un nou președinte al Comisiei Europene. Cum vi se par noile numiri de la Bruxelles? Foarte proaste. De ce? Președintele Comisiei Europene, de fapt, e rezultatul unei negocieri politice, ne reușind să-l impună pe Weber, doamna Merkel, și-a pus-o apropiată în această funcție. Un profil interesant, o cunosc, a fost ministrul apărării, foarte contestat în Germania, inclusiv un plagiat celebru îi stă în față, despre care presa germană a discutat permanent. Deci standardele morale nu sunt decât pentru căței, fac și eu așa o paranteză, și pentru ei deloc, este slabă, nu e un om lipsit de viziune și probabil va fi dominată de doamna Merkel cât va mai putea domina doamna Merkel. Bătălia dintre Franța și Germania este vizibilă. Președintele Consiliului, domnul Michel, este o persoană care sper să încerce să coaguleze. Cel mai rău este că estul a n-a reușit performanța nimic. Să nu ia nimic. Deocamdată, că o avem pe doamna Chioveși dar candidat. Dar asta nu face parte din arhitectura importantă a instituțiilor europene. Doamna Chioveși poate să fie sau poate să nu fie, pentru că știm foarte clar că suntem la limită. Dacă o țară se retrage din mecanism, s-a terminat cu procurorul european. Încă lucrurile n-au început să iau o turnură neplăcută la Bruxelles, pentru că n-au început dezbaterile și adevăratele probleme. Când va veni bugetul Uniunii pentru următorii 7 ani, votul pentru președintele Parlamentului, pentru că să nu uităm, avem totuși un număr semnificativ de deputați care sunt considerați aparținând de extremelor și sunt percepuți ca fiind antisistem, nu și-au spus cuvântul și nu și-au spus cuvântul britanic. Deci eu prevăd în toamnă, când Marea Britanie în mod normal ar trebui să părăsească Uniunea, un scandal, pentru că foarte mulți dintre deputați, am și vorbit cu unii dintre ei, îmi spun că mandatul lor e valabil 5 ani și nu înțeleg să părăsească Parlamentul în aceste condiții, cum s-a întâmplat și comisarul, dacă vă aduceți aminte, după decizia de Brexit. Deci Uniunea Europeană este în continuare actualul leadership, rezultatul unor aranjamente de culise și de putere și mai puțin o viziune coerentă pentru Europa. După această nouă componență, vă aștepta să se schimbe ceva în decizia privind pe Laura Codruța Chioveși? Știm, vechiul Parlament a luat o decizie. Se va păstra acea decizie? Se va merge cu în continuare? Cu siguranță, Consiliul, ați văzut foarte bine că va merge pe aceeași decizie din consecvență și probabil Parlamentul va relua procedurile interne, pentru că toate parlamentele au orgoliu de a decide ele. Și deci nu va merge pe decizia luată nu, deja. Nu, sunt absolut convinsă că nu știm foarte bine cât de orgolioase sunt parlamentele și acum arhitectura politică s-a cam schimbat, adică nu mai sunt majoritățile pe care le-am avut în vechiul Parlament. Unii vor dori să-și spună un punct de vedere, deci să așteptăm până în scad sau îi cresc șansele, după cum vedeți așa, componența noului Parlament? După părerea mea, șansele sunt la limită și să nu uităm că în Consiliu Estul, care e frustrat pentru că data asta chiar mic, a văzut că domnul Iohannis s-a așteptat să fie susținut la funcția de președinte al Consiliului, l-a abandonat și doamna Merkel, care a preferat un candidat propriu pentru comisie în negociere, Estul va încerca să fie destul de relevant și de blocant. Doamna Norica Nicolae, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă doresc mult succes. Mulțumesc mult. Mulțumesc.